În cursul zilei de ieri, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers pe șantierele de la secțiile boli infecțioase și pneumologie 1 și 2, acolo unde se derulează lucrări de modernizare și extindere, în cadrul proiectelor implementate cu fonduri europene și de la bugetul Consiliului Județean Mehedinți. Principalul obiectiv este acela ca până la sfârșitul anului să fie executate toate lucrările eligibile din fonduri europene, întrucât la 31 decembrie 2023 se încheie programul operațional regional, cel prin care sunt finanțate investițiile în clădiri de tip ambulatoriu. Se lucrează pe ambele șantiere, iar în cadrul discuțiilor date cu antreprenorul sunt căutate soluții pentru maximizarea șanselor ca lucrările să aibă un ritm din ce în ce mai bun. Sigur că sunt proiecte grele și pe parcursul derulărilor au apărut modificări legislative, dificultăți financiare pentru asocierea care a câștigat licitația și pentru toate a fost nevoie să caute soluții astfel încât investițiile să fie finalizate și de bună calitate, iar unitățile medicale să ofere serviciile de care au nevoie pacienții mehedințeni. În cazul secției boli infecțioase s-au construit două noi corpuri de clădire, unul fiind realizat în proporție de 80%, iar altul în proporție de 35%, în ceea ce privește corpul existent, lucrările de reabilitare sau executat în proporție de 80%. S-au refăcut instalațiile, izolația, acoperișul și s-a ajuns la aplicarea tencuielii decorative. De asemenea, la secția pneumologie 1 și 2 s-a început construirea a trei noi corpuri, aflate în diverse stadii și sunt în derulare și lucrările de reabilitare și eficientizare energetică în cazul corpului existent. Voi monitoriza situația în continuare și am încredere că lucrurile vor decurge în interesul pacienților pentru tratament în condiții foarte bune și al personalului medical care îmi doresc să muncească într-un mediu plăcut și cu aparatură performantă care să sprijine actul medical, a relatat pe Facebook președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.